cu Alex și Andreea. Bună dimineața, București, Alex, Andreea și domnul doctor Cristian Irimia, invitatul de astăzi din matinal. Mergem împreună, stimabililor, la medicul stomatolog. Trebuie să facem asta des și să nu lăsăm durerea să ne copleșească și să ne sfârtece sufletul și inimile. Toți am trecut prin dureri de dinți, fie că am avut carii sau pur și simplu ne-a tras curentul, cu ghilimele de rigoare, sau mai rău, au ieșit măselele de minte și au ieșit groaznic de greu. Spunea cineva, și o să-l întreb pe domnul doctor chestiunea asta, că dacă un adult ar avea durerile unui copil mic atunci când acesta se confruntă cu ieșitul dinților, ce ar smulge părul din cap? N-ar putea să suporte această durere. Bună dimineața, domnule doctor, așa să fie. Bună dimineața. Bună dimineața. Da, sunt situații în care, într-adevăr, durerile sunt insuportabile și în aceste situații adultul ar trebui să ajungă la stomatolog de urgență. Ideal ar fi să le prevină, să n-ajungă să aibă aceste dureri de care tocmai ai spomenit. Ideal. Dar, din nefericire, foarte puțini dintre concetățenii noștri sunt conștienți de importanța prevenției, motiv pentru care ajung la stomatolog atunci când îi doare. Și îi doare cu adevărat. Da, medicul meu, stomatolog, îmi spune mereu atunci când îi spun, mă, m-a durut atât de tare și am stat așa 2 luni, am luat pastile și am zis, cea mai bună pastilă sunt eu. Așa este. Îi dau dreptate colegului meu. Da, așa este, din păcate. Colega mea, Andreea, este alături de noi, domnule doctor. Vom face așa câte o pasă de întrebări de la unul la celălalt. Am să o las și pe ea să vă spună încă o dată bună dimineața și să trecem la treabă. Bun. Pentru că avem lucruri importante de discutat. Să nu neglijăm acest aspect. A merge la cabinetul stomatologic în vreme de pandemie, vedem dacă este sau nu o provocare din punct de vedere al riscurilor. Din punctul meu de vedere, nu, având experiența participării de curând la un astfel de moment, și anume să rămâi cu gura căscată, pur și simplu. Lucrurile au stat în regulă în cabinet, m-am simțit protejat, dar vom mai discuta pe parcursul interviului de astăzi. Colega mea, Andreea. Andreea, ai legătura? Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața din nou! Înainte să discutăm despre pandemie și despre mersul la dentist în vreme de pandemie și cât e de sigur, aș vrea să lămurim puțin de ce nu merg românii la dentist. Pentru că am făcut așa un mic research de dimineață și am ajuns la articole care datează de pe undeva de prin 2013-2014 și până anul acesta am găsit fel și fel de studii care spun cam același lucru. Unul din doi români nu merge la dentist. 4 din 10 români. Ne auzim acum? Îmi pare rău, eu nu vă mai aud. Nu-i nimic, o să încercăm să restabilim legătura cu domnul doctor. Da, cel doctor. Mai bine. Noi îl vedem, îl auzim, probabil că este duplexul acesta, nu funcționează. Da, și o să repetăm întrebarea, desigur, Andreea, și o să pomenim din nou de acest studiu, care ne arată, din păcate, că în România ne confruntăm cu astfel de... Da, pe tine te aud foarte bine, Andreea Bratu, îți răspund. Mulțumesc! Da, ne folosim de tehnologie. Da, din păcate da, ne avem problema ciudat, aceasta. Știi, da, pentru că văd o mulțime de studii și văd o mulțime de articole care spun fix lucrul acesta, știi? Au crescut cazurile grave tocmai din cauza faptului că românii nu se duc la dentist, evită și invocă că fel și fel de motive. Lipsa banilor, mulți își doresc ca tratamentele dentare să fie incluse în asigurarea de sănătate. Cum se întâmplă, din câte am înțeles, în Franța, și cred că tu aici ești mai în măsură să ne confirm lucrul ăsta. Am câțiva amici care locuiesc în Franța în acest moment și mi-au spus că da. Am restabilit perfect legătura cu domnul doctor Cristian Irimia. Ne pare rău, astea sunt situațiile, domnule doctor. Nu putem să ne tratăm prin Skype, dar putem să aflăm lucruri interesante de la dumneavoastră și revenim la Andreea și întrebarea ei. Da, voiam să vă întreb, nu știu cât ați apucat să ascultați din întrebarea mea, de ce românii evită să meargă la stomatolog? Pentru că an de an găsim fel și fel de studii care spun fix lucrul acesta. Unul din doi români nu merge la stomatolog. 4 din 10 români evită să meargă la stomatolog. Cumpărăm un singur tub de pastă de dinți pe an. Care ar fi explicația pentru lucrul acesta? În primul rând, explicația principală este lipsa de educație. Educație sanitară, educație medicală, în al doilea rând, teama de durere, teama de
diverse probleme pe care le-ar putea întâmpina în relația cu medicul și, cred eu, al treilea lucru, problema financiară. Stomatologia, din păcate, în România nu este o ramură ieftină. Sunt foarte scumpe produsele pe care le folosim în tratamentul efectuat, motiv pentru care costul este pe cale de consecință reflectat. Deci trei cauze, sintetizând: educația, teama, banii. Da, aș merge așa, luându-le pe rând. Educația sanitară, domnule doctor, mi-aduc aminte, ca să vedeți logica construcției mele, eu fac 42 de ani la anul, am prins școala înainte de 89, noi aveam în clasele primare ore de educație sanitară, aveam concursuri între clase de spălat pe dinți, nu e nicio glumă, ni se dădea cu o substanță albastră pe dinți și trebuia să ne spălăm atât de eficient încât atunci când zâmbeai și erai analizat din punct de vedere al esteticii, dacă își dădeau seama ușor dacă te-ai spălat corect sau nu pe dinți. Ar fi necesar ca această educație sanitară să se facă în școli din nou? Da, începând cu clasele primare, ar fi ideal reintroducerea acestei educații sanitare. Și nu numai în domeniul stomatologic, bineînțeles. Vorbim despre sănătatea medicală, despre educația medicală la modul general. Stomatologia este doar o mică ramură din toată medicina. Și ar fi ideal, într-adevăr, reintroducerea educației medicale în școală. Din nou, a fost odată de mult, acum nu prea mai e. Ca să înțeleagă și cei care ne ascultă și care poate nu sunt atât de prieteni cu un cabinet stomatologic, care sunt riscurile, pe lângă ceea ce este evident, da, faptul că ne putem pierde dinții? Care sunt și celelalte riscuri la care ne supunem? Problemele dentare au o legătură și cu alte probleme pe care le dezvoltăm în corpul nostru? Bineînțeles. În primul și în primul rând, sunt probleme de tranzit intestinal, de absorbție a nutrienților, pe care de consecință te poți îngrășa. Pot apărea o serie de probleme din acest punct de vedere. Pot apărea inclusiv probleme cardiologice, oricât de aiurea sună. O infecție dentară, mai ales la mandibulă, se poate traduce în infecții la nivelul toracului, iar o infecție dentară la maxilar se poate traduce în infecții mai ample în partea superioară a capului. Sunt foarte multe probleme care pot deriva dintr-o așa zisă banală infecție sau afectare dentară. Pe lângă problemele de sănătate generală, mai apar și probleme de ordin estetic, de ordin funcțional local, pe care un pacient nu le ia în considerare pentru că are obiceiul de a se adapta. Corpul se adaptează la orice. Te adaptezi atunci când nu ai mână, te adaptezi atunci când ai două picioare, la fel te adaptezi când nu ai toți dinții în gură. Dar asta nu înseamnă că îți este bine, așa cum îți este bine fără un linic, de exemplu, așa nu îți este bine fără trei dinți în gură. Comparația este poate un pic exagerată, însă este perfect reală și dacă da, probabil că s-a întrerupt, că s-a întrerupt din nou legătura. Da, s-a pierdut semnalul, vom reveni la domnul doctor. Da, e destul de complicat și dacă lași ca lucrurile să scape de sub control, un tratament stomatologic costă mult și este și de durată. Am restabilit legătura. Minutul și scorul. Haide că o facem așa la minutul și scorul la Bacău. Alături de noi, domnul doctor Cristian Irimia. Reluăm discuția de la aspectele legate de estetică, parcă acolo rămăsesem. Da. Da. Pică uite legătura. Că n-am stabilit da, da, legătura. E, vorba de semnal. Uite, de-aia avem nevoie de 5G. Da, nu o să vedem porumbei morți pe stradă, nicio problemă, dar măcar vom avea legăturile mai sigure. Costă, spuneam, Andreea, eu trec printr-un astfel de moment. Știu. Da, nu este ușor. Practic, un implant înseamnă un efort financiar. Am trecut pe 4G. Am trecut pe 4G. E, vedeți? Vedeți avantajele G-ului? Da.
Cu cât 4G avem... plus chiar. Apa, foarte bine. Eu am trecut la 5G. Am telefonul, dar aștept și rețeaua. Acum am tot uit în înaltul cerului. Domnule doctor, rămăsesem la comparația pe care dumneavoastră ați folosit-o cu acel rinichi care poate să te ajute să funcționezi. Din doi ai rămas cu unul, așa și cu dinții. Desigur că sunt probleme pe care le întâmpini atunci când mănânci, atunci când vrei să zâmbești. Mai apar și probleme legate de mirosul mai greu, respirația mai... mai grea. Sunt tot felul de lucruri care trebuie să te determine până la urmă să-ți iei inima în dinți și să mergi la medic. Eu am mai spus-o și nu mă mai întind cu vorba. Cei care au viciul fumatului și care fumează două pachete de țigări pe zi, păi un calcul simplu ne arată că 40 de lei, da, să spunem, 45 de lei puși deoparte în fiecare zi, sau măcar 20, pot să însemne o investiție în sănătatea ta și într-un tratament stomatologic. Greșesc dacă spun că ține tot de educația sanitară și educația financiară? Aici aveți dreptate, nu greșiți absolut deloc. Iar cei 40 de lei pe zi pot fi foarte bine investiți nu numai în stomatologie, ci și în alte lucruri. Analize de rutină, de exemplu, odată la 13 luni pentru bărbați, sau analize de teste Papanicolau pentru femei după vârsta de 30, 35, 40 de ani, odată la 6-13 luni. Sunt bani foarte bine investiți odată ce îi ai. Nu-i mai ai, nu investești. Sau investești în fum. Da, corect. Trebuie să învățăm să fim ceva mai atenți atunci când vine vorba de sănătatea noastră. Așa cum spuneați și dumneavoastră la începutul interviului, educația sanitară ne cam lipsește și ar trebui începută totuși de la vârste fragede. Încă din școală ar trebui să învățăm lucrurile astea și să avem grijă de noi. Apropo de situația financiară, stăteam și mă gândeam că dacă nu am amânat tratamentele și lucrurile, problemele mici care apar atunci când vine vorba de dantura noastră, nu am ajunge să dăm sume atât de mari. Pentru că am prieteni și recunosc și eu am fost pusă în aceeași situație, am amânat de-a lungul timpului niște probleme pentru că am zis eu, lasă că mai am timp să le rezolv, până în punctul în care știu oameni care au ajuns să facă un împrumut în bancă pentru a-și putea rezolva problemele cu dinții. Deci dacă ne organizăm ceva mai bine și nu amânăm aceste probleme, sunt sigură că partea asta financiară nu ar fi așa o tragedie pentru toți. Dar cu toate astea sunt oameni care își doresc ca tratamentele stomatologice să fie ceva mai ieftine, chiar dacă în România, din câte știu eu, avem printre cele mai ieftine tratamente stomatologice. Știu că sunt străini care vin pur și simplu la noi în țară să-și rezolve problemele. E adevărat? Este adevărat, mai puțin în această perioadă, în mod evident. Și da, în ciuda faptului că, așa cum am spus la început, costul tuturor elementelor necesare efectuării unui tratament este destul de mare, reușim să creăm un echilibru pentru a păstra un cost scăzut. De exemplu, în clinicile noastre avem un raport optim din punct de vedere al prețului legat de calitate. Pe de altă parte, fiecare pacient trebuie să înțeleagă că acolo unde este ieftin, cu adevărat ieftin, ceva este tăiat. Undeva se taie. Din toate punctele de vedere, se taie pe un anumit lanț. Un lanț de curățenie, de sterilizare, de efectuarea tratamentului. Și în momentul în care ai un preț mic, trebuie să-ți ridici o problemă. Așa cum îți ridici problema atunci când te duci în supermarket, de exemplu, și ții un salam care are un kilogram și costă 10 lei, oare câtă carne conține acest salam? La fel trebuie să spui întrebarea și la medicul stomatolog. Oare dacă un detartraj costă 50 de lei, este efectuat corespunzător? Da. Trebuie să înțelegem că în costul unui tratament, în costul unui tratament nu se reflectă doar costul materialelor sau al luminii, ci și experiența medicului, pregătirea acelui medic. Pregătire care, dacă este bine efectuată, se traduce în tratamente de calitate. În momentul în care te duci la un cabinet stomatologic, la o clinică stomatologică și ai impresia că te duci să cumperi un serviciu, te înșeli. Te duci să te tratezi medical. Iar ca orice tratament medical, e importantă foarte experiența medicului. Experiența și pregătirea medicului. O să ai cele mai moderne aparate din lume, cele mai
de gen ultimă generație materiale. Dacă nu știi să le folosești corect, l-ai de pomană. Da, aveți perfectă dreptate. Dacă îmi permiteți și glume, pentru că noi matinal mai descrețim și frunțile uneori. Apropo de tratamente și de eficiența lor și de prețuri și de calitatea și de performanțele medicului, am pățit-o, am primit și eu un mail, desigur, ofertă 10 lei un dinte. M-am dus acolo pentru că mi s-a părut foarte ieftin și la intrare am văzut un ciocan și am realizat cum se va face anestezia. De aceea a fost ieftin. A fost desigur o glumă, poate sărată sau nesărată, dar a punctat și ea ceea ce dumneavoastră a spus. Prețurile uneori fac diferența. Dacă la haine mai putem să ratăm momentul, să luăm ceva ieftin care se poate rupe după două luni și zicem a fost ieftin, și a făcut treaba pentru cât am dat, la medic și la medicul stomatolog nu e valabil acest lucru. Împingem discuția și către momentul COVID-19 și pandemie, plecând de la ideea că problemele dentare pot afecta sistemul imunitar. Dacă mă înșel sau nu, îmi spuneți tot dumneavoastră. Cum se desfășoară activitatea unui cabinet stomatologic în vremurile acestea? În mod normal. De ce spun acest lucru? Simplu. Și înainte de declanșarea acestei pandemii, dar și acum, mai abitir poate, noi ne-am protejat. Ne-am protejat din toate punctele de vedere, pentru că lucrul la 30 de centimetri de gura pacientului a fost întotdeauna un risc. De zeci de ani, nu doar acum, în ultimile 9 luni de zile, 8 luni de zile. Motiv pentru care întotdeauna toți medicii stomatologi conștienți și-au luat toate măsurile de precauție. Mask, vizieră, ochelari, halate, în funcție de tratamentul efectuat. Pandemia a venit, din fericire pentru noi, și a scos în evidență tot ce făceam noi până în momentul de față. Lucru care se traduce, dacă vă uitați, și în studii recente care arată că nu la stomatolog apar probleme legate de COVID. Chiar deloc. Mai mult, triajul epidemiologic pe care îl facem înaintea fiecărui pacient, cu o zi înainte de programare, precum și în cabinet, reduce și mai mult acest risc. Deci pot să vă zic că la noi și la toate clinicile din România cu care am mai intrat eu în contact, activitatea se desfășoară normal pentru că suntem conștienți de faptul că trebuie să ne protejăm sănătatea noastră, să protejăm sănătatea familiilor noastre, să protejăm sănătatea pacienților, sănătatea familiilor, pacienților și nu numai. Întotdeauna am fost, întotdeauna vom fi. Și mă bucur că această pandemie, dincolo de orice, a scos la suprafață exact ce am zis mai devreme. Dom'le, la stomatologie riscul este minim spre deloc. Da, e bine că se punctează acest lucru pentru a nu lăsa lucrurile să stagneze, iar oamenii să găsească un motiv și acum de pandemie. Nu merg la medic, la stomatolog, pentru că risc să mă îmbolnăvesc. Eu am fost și la clinici care, mă rog, unde mi-am făcut un computer tomograf, am fost încântat de cum s-au întâmplat lucrurile acolo. În ceea ce privește cabinetul stomatologic, n-am avut nimic de reproșat. Revin la acest aspect al imunității. O problemă pe care vă rog să o lămuriți. Există riscul, da? Să slăbească imunitatea, problemele stomatologice? Cele acute afectează corpul uman, la fel ca orice altă infecție. Dar în ansamblu, nu. În ansamblu, imunitatea corpului uman nu scade de la o lipsă dentară, de exemplu. Nu. Dar poate să fie situația în care să mănânci mai puțin, să mănânci mai prost, poate, și atunci să apară alte probleme, să-ți dai stomacul peste cap și de aici să scadă un pic pragul. Domnule doctor, mesajul este unul clar. Trebuie să mergem la medicul stomatolog și aș vrea să punctăm și acest moment. Și când nu avem probleme, pentru că există și alte lucruri pe care medicii stomatologi le fac pentru a preveni. De tratraj, mă gândesc, sau un control medical. La ce timp ar trebui ca acesta să fie făcut? Indiferent de probleme. Susținând totalitate ideea de prevenție, este cel mai bun lucru pe care poate să îl facă cineva pentru sine. Și nu numai în domeniul stomatologiei. Dacă vine la controle la fiecare 6 luni de zile, dacă își face un detartraj la fiecare 6 luni de zile,
E ca și cum ți-ai face o revizie a gurii. Așa cum te duci cu mașina la service, pentru că vrei să-ți protejezi investiția, că ți-a luat o mașină de 20.000 de euro sau 5.000 de euro și parcă n-ai vrea să se strice, că sunt banii tăi, la fel este și cu dantura. Vino la fiecare 6 luni de zile la stomatolog, fă-ți un detartraj. Costul mediu al unui detartraj pe toate clinicile, nu numai la noi, este undeva la 250, 270, 280 de lei, 300 de lei. O consultație pornește la 50 de lei, nu numai la noi. Deci, nu ai nimic de pierdut. 6 luni, 300 de lei, să fim serioși. Da, poate reușim să mobilizăm oamenii. Să învățăm odată și odată lucrul ăsta. Da, și să nu mai fim la coada clasamentului, domnule doctor, atunci când vorbim despre sănătatea orală a românilor. Foarte important de punctat acest aspect al educației sanitare, care ar trebui reluată în școli. Promitem că vom reveni la subiect, nu doar pentru că ne doare, ar fi bine să nu ne mai doară, să prevenim, dar pentru a puncta odată în plus și aspectele medicale altele decât cele cu care ne confruntăm acum. Vă mulțumim foarte mult pentru participare, multă sănătate, spor la treabă și să auzim numai de bine. Mulțumim! O zi frumoasă vă doresc! O zi frumoasă și dumneavoastră!